Hai, zic-o, că m-ai întrebat ce vorbim după aia. Nu te-am întrebat eu ce vorbim. Ce crezi că vorbim cu oamenii? Nu mai da vina pe mine că... Tu m-ai întrebat. Tu nici măcar te uiți la Asia. Vai de capul tău, te știu uiți? Tot. Păi bineînțeles, știu ce invitații avem, știu ce urmează, despre ce urmează să vorbim. Du-te la bucătărie, fă sarmale cu Nicolae și lasă-mă să-mi fac și eu interviurile cu invitații mei. Să-mi fac și eu interviurile cu invitații. O întrebare am astăzi, până mai faci tu cu invitații tăi. Zim dacă mâine ți-ar pune pe masă suma corectă pentru a merge în America, Africa sau Asia Express, pe cine ai luat cu tine? Pe tine? Aia pe dracu. Băi, nu pe mine. În sfânta zi de duminică. Deci acum mama, gata, e terminată, nu mai vorbește despre tine frumos. Facem bătălie până la urmă. Zim de cineva nu care n-a fost. Nimeni în cap. Cu care crezi că te-ai duce și nu ți-ai... tăia gâtul. Nu, mi-aș tăia cu oricine. Dar pe tine știu sigur că aș putea să te distrug psihic. Să nu mai faci niciodată nimic. Cu Nicolae, bă! Păi da, Nicolae m-aș duce. Merem noi doi, nu? Da, da. Cu Nicolae păi fac de mâncare, duce. Dar n-avem ce. Găsim. Cu Irișa, auzi. Îți dai seama, Florin. Nu cred că vrea cu femei. Florin. Nu, cu Badea, cu Badea, e siguranță cu Badea. Îți dai seama cum făcea tânduțul Tamales acolo la... Îți dai seama cum făcea tânduțul dacă era cu Ada. Bă, cel mai bine e să meargă, cel mai bine e să meargă cu Diana Stejereanu, mă. Cu Diana? Diana, da, ar fi Diana care, care tot. Care tot. Tot și pe tine. Că nu mai poți să da, dar tu stai, tu crezi că ea mai are timp de sport acolo? Nu mai are timp să stai, să zică să mă oprească pe mine. Băi, în jumatea cursei. Vorbește, ai patru oameni, aici tu vorbești cu Cuza. Deci, în primul rând, printre cei patru oameni, așa. Am văzut pe cineva care e de la tine din familie și o să te rog să te ocupi personal. Că ce? Pentru că eu știu ce se întâmplă. Nepotisme și astea. Cu chestii din astea, stai să vină și fratele, stai să zice, nu e normal. A venit gratis. Eu n-am chemat-o pe sora mea la emisiune. Dar tu faci ce vrei tu, e treaba ta. Pe canapea, în ordinea numerelor de sezon, de pe tricou, e Oase primul, că a prins cel mai multe sezoane, Neața. Veteran, mai multe sezoane. Veteran, el, Neața. Da, e... Sunt Cocuța cu Bogdan, bună dimineața. Neața. Și ce, mă? Fratele tău care... Și fratele meu, care a prins un sezon, Neața. Azi dimineață chiar ca Nația m-am trezit la 4. Dar unde stai? Galaxia, mă? Deci vezi, se poate mai rău. Se poate mai rău. Deci trebuia să zic, nu mă, s-a machiat. Oase, zi-mi că tu știi mai bine. Cine a câștigat sezonul ăsta? Bun, e simplu. Asta pot să zic. America Express, diseară, ora? Da, la ora 20. Da. Am fost aseară la avant-premieră. Ați văzut? Da, am văzut, da. Și am ieșinat de râs. Sincer, e foarte tare, așteptăm. O să ne mai uităm și seară, ca să înțelegi cât de mult ne-a plăcut. Nu pot să mă uit. Am așa un soi de invidie pentru toți concurenții. Te mai duce? M-aș mai duce dacă aș avea asigurată cazarea. Bravo. Adică cum mă duc eu? Adică cum merg eu? Adică cum merg eu? Păi tu te duci în vacanță, păi așa m-aș duce și eu nu vacanță. Nu, chiar vacanță, da. Eu m-aș duce sincer dacă aș avea asigurată cazarea, masa, transport, transportul și premiu. Și mașini, tot. Și o cazare la 4 stele, că eu nu mai la 4 stele în sus stau. Nu mai, ca așa stau. Dacă vreți să faceți România Express, mergeți cu fratele meu o săptămână la Galați. Noi am zis de Vaslui Express, cred că se termină în prima seară. Eu cred că e mai rău în Mexic, zic sincer. Ce am fost... Am văzut mai rău decât în India? Deci, nu știu, e diferit un pic. India este mult mai dificilă, dar aici, în India, te simțeai în siguranță. Nu tu, că tu ești paranoia, dar în general, lumea se simțea în siguranță. Mă, când rămâneam să dorm acolo peste noapte cu băieții, nu mă simțeam. Dacă te gândeai că mai auzeai afară niște împușcături, te simțeai mai da, bine? Da, bine, n-ai. Hai, mă, chiar așa. Am văzut pe puia, zicea odată în mașină, ia vezi, are ăsta un pistol. Am văzut un promo. Da. Era de jucărie. Da, asta este ultima problemă, s-a ajuns la niște chestii foarte... Păi la noi în Filipine a fost lux. Da. Nu? Mă rog, a fost lux pentru tine că erai cu fratele tău și a avut grijă de tine și așa mai departe, că da. Tu... Dar ia să rezolvă-ți problemele, ia vorbește cu el. Păi ce să vorbesc, că l-am văzut, știu și știu ce a pătimit săracul cu tine. Ce pătimesc eu la emisiunea asta, dar ce o fi pătimit tu la emisiune acolo? Ce a să pătimit, că se enervă mai tare decât mine, contra aparențelor. Zici tu? Da. Țărește imagini cu el din coala de pământ pe acolo. Asta știu că ai povestit și... Normal. Când trebuia să care ceva pește sau nu știu ce. Când trebuia să care ceva pește. Fii atent, zi-mi pentru cine nu s-a uitat până acum vreodată la Asia Express și se uită la prima ediție și zice cum ți-au zis ție. E făcătură, mă. Yeah. No. Uite, chiar aseară am vorbit cu cineva. Și primul lucru care mă întreabă este, băi, e pe bune tot ce se întâmplă? Prima întrebare. Zic, păi, dar asta e ideea concursului, că încearcă să scoată de la tine ce-i mai rău, ce-i mai bun, să te aducă niște spații limite, să te fac cu capul, să...
să se vadă tot ce înseamnă tu ca om. Dar e făcut, măi, regie. Da, e regie. Și până la urmă oamenii înțeleg că chiar e pe bune, trebuie să-ți cauți de mâncare singur, trebuie să-ți cauți cazare singur. Eu aș merge dacă ar dispărea euro la pe zi. Aș face din nou. Da, și să fie, să fie misiunea continuă. Adică din momentul în care ai ajuns, continuu să fie. Tot timpul. În prima săptămână dispar patru echipe garantat. Dar să știi că și noi când am mers, și noi primele zile acolo, și noi am crezut că e un fel de ca la Neamărin, așa, un pic mai greu. Nu ați vorbit cu nimic. Nu ne-am închipuit nicio clipă, adică... Și mare șoc, serios, eram după trei zile. Adică noi chiar credeam că în momentul în care se dă stop, aia e, ne-au dus la hotelaș și gata, e pentru TV. Dar nu... Am o întrebare. Zice, da. Nicolae, ce faceți cu un euro? Totuși, ce cumpărați de un euro? Nimic, că uiți de el, zic eu. Cheltui sau nu cheltui? Te obișnuiești atât de mult să cerșești că uiți că ai bani. Atunci pe mai multe zile știi ceva. Exact. Cred că i-am strâns la un moment dat și când am avut nevoie, nu știu, se strânseseră vreo, nu știu. Vreo 12. Da, dar în India cu 12 euro ești maker. Sau cazat la palat. Ești bogat. Avem material și de aseară. Am auzit că v-ați dansat, v-ați petrecut, Amora la Mexica. A fost mișto și eu am fost invitat. Nu te-a invitat nimeni, nu? Nu, nici nu, pe mine. Nu m-a invitat nimeni și chiar îmi doream să... Te-ai fi dus aseară. Nu, m-aș fi că dacă n-am fost chemată și eram, chiar aveam un chef aseară de dans, Florine, am dansat singur în casă, deci rupeam flecurile, dar dacă n-am fost chemată... Avem imagini de acolo, vedem cum s-au destrăbălat cei pe care i-au invitat. Probabil concurenți mai... Să fi fost Cuza pe acolo, să fi fost și Cuza. Am fost. Awareness. Care au followers, rich. Noi, ciu-ciu. Da, noi vă arătăm că suntem băieți de treabă și vă arătăm într-un material ce s-a întâmplat aseară. Cătălin. Periculos, dar spectaculos. Sezonul ăsta am avut parte de umor în toate formele lui. Noi trăim timp de 2 luni împreună, suntem doar în această gașcă, ne spunem absolut tot. Nu știu, uite! N-am cum, nu mai pot după ei, atât îmi sunt de dragi. Por favor! Necesito de ir aquí. Yo soy embarazada con él. Por favor, no tengo pelo, no tengo cabello, no tengo dinero, señor. Orfan. Ia, o să vedeți, e un îngeraj de om. Da. Deci e acum așa că nu suportă cartierul aici. Dar rest, Doamne, deci o iubesc copii. Eu vă spun sincer că nu aș fi putut să merg în această emisiune fără mama alături. Mama a fost motorul meu, stâlpul, stânca, tancul, cea mai frumoasă aventură din viața mea. Pe care ai repeta-o acum la rece. Pe care chiar dacă probabil pe emisiune nu se vede, aș repeta-o mâine. Aș pleca, mâine mi-aș lua bagajul și aș pleca. Cele mai grele momente au fost cele cu cazarea. Da? Fața mea nu e cazabilă, nu-mi dau seama. A fost o experiență și sufletească, dacă vrei. Pentru că, da, până la urmă, e un joc, dar e un joc cu oameni. Pentru mine, faptul că terminam ziua era un lucru extraordinar. Cu siguranță nevastă mea, dacă o să o întreb, o să spună că puteam să fiu mai competitiv, că nu a atras de mine mai mult, că nu știu ce, că n-am vrut, că de-astea. Nu ne-am certat, ne-am ciondănit. Certat ar fi mult spus, că dacă eram certat, nu eram aici împreună. Da, o ceartă... Nu aprigă, liniștită. Nu, normal... dacă era vreo ceartă, se vedea clar. Nu știu, mi se pare că toate experiențele au fost foarte grea. Dar la un moment dat e tineri. Să urci cu ghiozdane în spate.